performanță, erai salvat. Da. Știți bancul cu Titanicul? Cu românul care sare rândul și se urcă într-o barcă de asta de salvare și taie repede sforile și cade barca și ăștia disperați sus. Bă, nebunule, bă! Bă, sunt aici femei, bă, ești cu capul, ai plecat singur. Ea care stă văzut, bă, îl te uși la nebunii ăștia, vă credeți că îl dă sex mie cum a gândul? Îngrozitor. Da, salvarea este pe persoană fizică. Au fugit 3 milioane, 4 milioane în străinătate. Inițial au fugit trecând ilegal granița, pe urmă au plecat pur și simplu în căutare de mai bine. Nu se vor mai întoarce. Toată lumea zice, vai, să vezi că se întorc, s-au întors 100.000 pe naibă față de 3-4 milioane. E nimic. Se întorc câteva sute care eșuează sau cărora le e greu să exact, mai rezistă. Da. Sau care vor să-și mănânce ultima pensie după ce au făcut toate cazematele alea de case care au stat pustii 20 de ani. Da. Știți, toate hardughiile alea. Cu două etaje și cu balcoane de inox. Exact. Care între timp au ruginit. Da. În România rămân din ce în ce mai puțin. Ce înlocuim ca imigrație, ca imigrație de fapt, sunt niște popoare indo-europene cu nivel de educație din ce în ce mai scăzut, care nu știu să facă curierat, da? Care nu sunt nici compatibil cultural, ca ducem pakistanezi și sri lankezi. Cum au fugit de la toate meserile pentru care au venit în România, s-au făcut toți curieri. Exact. E mai lejer. Da. Bol și Glovo și ce Dumnezeu mai fac ei. Exact. Incredibil. Da. Păi, de fapt, vorbim despre niște alegeri politice mediocre, într-o condiție socială a statului român sau, nu știu cum să spun, într-o condiție, cum să zic, asta e condiția noastră foarte proastă, dar nu știu cum să zic. Cangrenată. Așa. Da. Din care nu avem în acest moment în niciun program politic nicio speranță de redresare. Eu le-am citit pe toate. Și? Nu niciuna. Mai mult decât atât, nu există nici semnalări pentru lucrurile îngrozitoare care ne pândesc. Vorbim de 15-20 de ani de demografie. România riscă să devină Bulgaria în 25 de ani. Da, spre 10 milioane, să se lucă spre 10 milioane, așa este, da. Păi nimeni nu interesează. Nici un politician nu ia bicicleta de coarne. Nu avem reforme în nicio structură socială eficientă care să țină România la un anumit nivel, să plutească puțin mai sus. Auziți, în Imperiul Bizantin, când dădeau navale turcii, așa, insidios, de la Mazinchert, la cât a fost, 1037 sau când Dumnezeu a fost, încetul cu încetul, până la 1450, 400 de ani, au cucerit Anatolia, au înconjurat Bizanțul. În timpul ăsta, ce reforme a făcut Imperiul Bizantin? N-a făcut niciunul. Discutau despre sexul îngerilor și despre cofirul în patru. Lucrurile s-au mai schimbat totuși. Sunt atât de multe exemple de țări care au eșuat. Adică istoria funcționează la fel? Da, de popoare. Noi suntem indolenți și vine peste noi valul de face muci? Da, și noi ne certăm pe chestii gen șoșoacă. Da. Vreți să, ați auzit de avari, ați auzit de cazari, ați auzit de burgunzi, ați auzit de asteci? Ați auzit de Imperiul Bizantin? Vă dau atâtea exemple de populații care s-au dus în cap, de popoare care s-au pierdut, de celți, care mai sunt o mână de oameni, 30.000, 50.000 de oameni. Ca român, pe cuvântul meu de onoare, că sufăr dacă pierdem poporul ăsta. Se va pierde. Nu.